La scorpioni, Venus nu face decât să le dea apă la moară, să-i ducă într-o ipostază în care să înțeleagă cât de importantă este dragostea în viața lor, cât de împăcați vin pe zona asta afectivă, pentru că astrul iubirii este în zodia lor. E o perioadă bună, vă veți simți protejați, vă veți simți, iată, în centrul atenției. Venus dă un plus de carismă, susține câștigurile, poate nu cele neapărat spectaculoase, dar suficient de bune. Dincolo de carismă, un nou look pentru cei care își doresc, iată acum, să se înnoiască și la propriu și la figurat, este benefic și din punct de vedere financiar, pentru că vă deschide uși, vă dă persoane influențe care să vă ajute în toate planurile și în toate demersurile. Venus se ocupă cu bunul gust, se ocupă și cu decorațiunile interioare. E clar că vor exista nativi și native ale acestei zodii care își vor dori să se înnoiască, care își vor dori să petreacă, iată, într-un cadru nou, feieric, să-și redecoreze casa. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.